Păi și spuma nu ne pui, a? A fost așa de luați pahare, luați sticla, iau te am Ferrari. Și vă luați gândul. Să nu mai zică lumea că nu-mi permit și eu un Ferrari. La 750 de mililitri, e adevărat, dar și subiectul ne ajută astăzi, de-aia l-am luat pe ăsta care e ușor pe roz sus. Da, înseamnă că e roze, da. Oh, Cluj, unde te-ai prins? Da, am o zi din aia. Da, ăsta e bun? Că, nu știu, când văd Ferrari pe papuci, pe sticle și așa, hey, hai să spun secretul. Este doar o potrivire de nume. Familia Ferrari face așa ceva de foarte mult timp, doar așa ceva. N-are legătură cu brandul. Cu mașinile? Auto. Nicio legătură n-are. Eu credeam că se pune la parbriz. Nu. Ce știi tu este că tu știi de la Formula 1. Asta este, aia care să dă câștigătorul de la Formula 1, dar n-are legătură cu brandul auto. Înainte să conducă, știi? Da. Un gât așa să ia joc. E o familie care... Permiți? Te rog frumos. În regulă, stai. Vezi să nu spargi becul. Să nu dea ochi. Dacă poți să nu... Raz vreun proiector cu ocazia asta, ți-aș rămâne recunoscător, micuțule. Ha. Voi știe, vorbiți, mă. Spuneți acolo. Ce treabă am eu. Deci vreau să remarcați mișcarea de profesionist care ține dopul fix și rotește doar sticla. E un amănunt pe care vreau să-l transmit celor care ne urmăresc. Denotă profesionalism. Mulțumesc. Atât. A, ne urmăresc oamenii deja? Ei, nu știm asta. Asta puteți să aflăm doar după. Mamă, ce frumos. Bine ați revenit în acest climat. La mulți ani. Cuțule, bine ai venit. Ce să zic? La revedere. Îți doresc să treci cu bine de perioada asta. Stai să-mi vină ficatul din Ungaria și mă... Aveam eu un prieten care a ajuns într-un moment al vieții în care a trebuit să renunțe de tot. Mă rog, pentru o perioadă, cum renunță toată lumea. Și toată lumea îi făcea complimente. Bă, ce bine arăți, bă, dar chiar se vedea schimbarea așa pe fața lui și la un moment dat el nu mai rezistă și pe vreo 3 nopți vine și îmi zice, bă, da, să nu încep și tu acum, că toată lumea îmi zice ce bine arăt, dar nimeni nu mă întreabă cum mă simt. Exact. Că și eu aveam gluma aia cu micuțule, mai faci mișto de cocalar, dar nimeni nu mă întreabă, micuțule, mai faci mișto de tine? Dragii mei, ai. Am zis că începe un nou sezon și ar trebui să înceapă așa cum se cuvine. În primul rând să creăm un arc peste timp. Un procedeu romantic pe care domnul Frâncu sigur îl știe, pentru că în calitatea sa de absolvent de științe politice la FF ar trebui să cunoască acest procedeu romantic trecut-prezent. Zicem bine, Luiza? Foarte bine, abia aștept. Foarte bine, da. Hai să le vedem. E un moment autentic cu care micuțul a avut mult succes în acest studio. E adevărat, stăteam la o altă masă, ceva mai mare. Se vede că a trecut peste noi o perioadă de criză, masa s-a micșorat, dar ne-am înmulțit noi. Da, și eu n-am vrut să am succes. Adică n-am vrut să avem succes. Da. Doar am râs. Am râs noi între noi, doar că s-a și filmat în momentul ăla și s-a pus pe net. Ceea ce sperăm să se întâmple și astăzi. Vrei să afli secretul femeilor independente și pline de bani? Nu, taie, nu facem asta. Nu facem! Nu, taie, c***! Și-a tatuat scenariul pe gât să văd. Stai, mă, ce-i... Eu nu înțeleg ce înjură, că nu prea îți dai seama. Păi stai puțin, asta cu secretul femeii independente... Face o trimitere, da. Face o trimitere, da. Acum e cum se cheamă asta, un reper cultural. Un reper cultural, da. Da. E un film document, de fapt. Dar pentru cei care au scăpat, puțin probabil să fi scăpat totuși, acest reper cultural, o să pun eu un link mai jos în descriere cu materialul, cu pricina. Nostru. Da, materialul nostru, da, pentru că de atunci, de acolo e povestea. Noroc, sănătate, mai bine, sănătate. Știi că în România rata videochatului pasiv depășește 70%? Cum adică videochat pasiv? Ei bine, probabil ai făcut vreodată vreun live pe Facebook sau Instagram, nu? Sau poate ai avut un videocall mai hot cu o fată pe care vrei să o cucerești. Da, auzi, o fi părul ei? Nu. E când îi dai ciorbă între ședințe, că te să-i prinzi cum îi prinzi urechile, la cocker, știi? Așa mi se pare bă. Acilea sus. Nu te duci la video ce să-ți mir cu rădăuțeană în păr. Da, nu mănâncă o ciorbă la video, ce doar sushi. Are dreptate și micuțul aici. Sushi, foie gras și oysters. Bine că te-ai dus pe zona asta, bă. Oysters, da, le ajută și în număr.
Am vrut să o scot un pic, că eu am citit unde ai dat bariera la o parte și dar m-am apucat să-mi pun mâna pe telecomandă, să o ridic și micuțul deja era pe aleea aia plecat. M-a supărat și pe mine, să știi. Ambele părți, fie că vorbim de ea sau el, practică videochat pasiv. Dar ce e la videochat pasiv, totuși? E ca venitul pasiv, nu-l faci? Ia, explică. Acest video este explicativ. E ca un fel de documentar, dar sunt curios ce ți imaginezi tu că ar fi un videochat pasiv? Videochatul pasiv când nu-l faci tu, dar ai om care face videochatul pentru tine. Tu ce crezi, micuțule, că înseamnă videochatul pasiv? Jur, chiar m-am uitat. Videochatul pasiv, da. Eu cred că e același lucru ca videochatul normal, da? Doar că sună mai inofensiv. E doar o metodă de a atrage femei. Da. Că e o chestie pasivă, tu nu interacționezi direct cu clientul. Deci e o capcană, le atrage în mrejele astea, exact. Și după aia they pull me back in. Exact, da. Baza videochatului este atunci când vorbești video cu alte persoane. E plăcut și relaxant să ai activități de genul, dar n-ai vrea să faci și bani din asta? Și nu vorbim de dezbrăcat, nu despre asta e vorba. Noi, Best Studios, promovăm un alt fel de videochat. Un videochat îmbrăcat. Simplu. Vedeți, mă? Băi, uneori viața e atât de simplă și noi oamenii avem darul ăsta de a o complica. Deci doar vorbești cu cineva? Da, mă, intrigi, ne ducem cu gândul aiurea în tramvai. Cu maică-mea și cu taică-mea au făcut video chat. Da. Fără ca ei să știe. Și adevărul e. Și fără ca eu să știu. Că și fără să ne luăm bani în pula mea. Și ascultați și cu plajul. Știi, video chat-ul pasiv. Și nu vorbim de dezbrăcat, nu despre asta e vorba. Noi, Best Studios, promovăm un alt fel de video chat. Un videochat îmbrăcat. În sfârșit, eu mă bucur că se va face dreptate, pentru că ani de zile s-a așternut asupra acestei bresle, după părerea mea, în mod nedrept, un fel de perdea de triplu voal, care n-a lăsat să se vadă adevărul din spatele acestei meserii până la urmă. Eu am spus că aici avem de-a face, de fapt, cu un fel de terapie și că e de-a dreptul psihoterapie, doar că apelează la un limbaj mai degrabă non-verbal sau poate nu suficient de verbal, și la limbaj. Tu vrei să vezi adevărul din spatele sutienului, nu din spatele meseriei aici. Adevărul este că cu cât vorbești mai mult, cu atât câștigi mai mult. Dezbrăcarea are întotdeauna un final. Conversațiile, în schimb, pot fi interminabile, la fel și încasările. Te-ai prins? Uite, mă, ca la stand-up. Foarte simplu, cât vorbești mai mult, cu atât câștigi mai mult. Noi chiar așa, haide, mă. Hai, nu fi. Mie mi se pare că aici spune un adevăr, de fapt, și le spune fetelor. Fetelor, secretul este să-i trageți pe ăștia cât mai mult de limbă, sau mă rog, să-i stârni să vorbească din ce în ce mai mult, pentru că e un ceas care se învârte. Mă, dar așa funcționează, serios. Eu am fost la un moment dat la un briefing de ăsta cu niște domni care aveau video chat să încercăm să facem ceva pentru ei, n-am făcut absolut nimic, dar ne spuneau că, de fapt, șmecheria asta e. Nu neapărat să-i vadă ceva. Ce-i văd doar măsa, știi? Să îi ții foarte, foarte mult potențial de vorbă. Și vorbesc de toate tâmpenele, de câini, de călătorii, de ce bol mai are ăla. Vezi, micuțule? Da, ai dreptate, o să sun. Adevărul este că cu cât vorbești mai mult, cu atât câștigi mai mult. Dezbrăcarea are întotdeauna un final. Ce? Ea susține această temă. E o discuție, dacă vrei, filozofică despre timp. Ce reprezintă timpul pentru noi oamenii? De fapt asta spune acest videoclip. Și acum vine și îți explică, de fapt, logica. Îți spune, dezbrăcarea are întotdeauna un final. E corect, e finită. Tu nu poți să te dezbraci la infinit. Te dezbraci până când nu mai ai ce să dai jos de pe tine. La asta nu la finalizare, bineînțeles. Da? Adică tu dacă începi să te dezbraci, cam cât ai putea să întârzii acest proces? Până când nu mai ai nimic pe tine. S-a închis procesul acolo? Ești proastă. Vezi? Discuția, asta spune fata, ascultați cu atenție. Conversațiile, în schimb, pot fi interminabile, la fel și încasările. Te-ai prins? Știți cum se zice foarte matematică? Foarte mișto a făcut legătura. Vot erat demonstrandum. Da. Nu mai sta pe gânduri și vino la un interviu. Luiza, te rog, corectează-ne, pentru că noi bărbați fiind păduri cu trei rani, sigur spunem și prostii. Și ieși din Brașov. Mie îmi place foarte mult ideea asta, că să taxezi video chat-ul pasiv. Că vorbesc mult cu maica mea și mi se pare că la al doilea n-o bine, dacă nu simte că, hei, hai să încheiem prietenește, măcar un 5 euro pe 10 minute. Începe aventura vieții tale. Best Studios a deschis valul 4 de angajări. E COVID? Ce mișto sună asta, mă. Valul 4 de angajări. Știi ce îmi place cel mai mult la noua perioadă? Că toată lumea va sta în casă și vor crește încasările online.
Da, auzi, da, deci chiar se referă la COVID, serios. Acum Valul 4, seama, trimitere da, la COVID, vorbesc serios. Da, asta e o reclamă care vine din perioada de atunci, când într-adevăr lumea stătea în casă și făceau trimiteri, foloseau o situație grea pentru toți oamenii și o întorceau cumva în avantajul lor. Okay, bă, măcar oferă, îți oferă un loc de muncă, îți oferă o oportunitate. Știi? Într-un moment în care, să ne înțelegem, foarte multe locuri de muncă dispăruse. Bă, ăsta e un job până la urmă, adică astea nu dau un cap la om. Își dă omul un cap singur că se uită la ele, dar... Eu deja am fost acceptată la Best Studios și încă mai au câteva locuri libere. Și să știi că ăsta e mare lucru. Fetele așteaptă la rând să vorbească cu Maria. Cu Maria? Cine-i Maria? Maria cred că e un soi de George de la BCR. Sau Maria de la ING, știi? Sau celebra tanti Maria din spoturile de la detergent. Nu era o tanti Maria și acolo? Mi-aduc eu greșit aminte, vorbesc. Eu cred că Maria e aia care stă la etajul 20 din blocul video, ce nu vede nimeni niciodată, se știe că există, e un fel de big sister, așa. Da. Și routerul le e la ea. Pastea. Așa deci, dacă vrei să fii într-o echipă care te susține să faci bani cu adevărat, vino astăzi la o discuție confidențială cu managerii Best. Pare foarte cunoscută domnișoara asta. Tu mi-ai adus aminte acum de prima reclamă care a îndrăznit să facă o trimitere la ideea de videochat și e o reclamă veche de tot. O mai ții minte? Nu. Nu o mai ții minte. Stai puțin că te ajut eu imediat să-ți aduci aminte asta. Ai fost cu minte, băiețaș? Nu. N-am auzit. Nu, n-am fost. Și? Ce pățeți băieții care nu sunt cu minți? Bătăiță! Asta vrei? Ia zi! Tanti Viorica? Eu sunt tanti, v-am recunoscut după pata de igrasie din sufragerie. Igrasia te afectează. Scapă definitiv de ea cu Igrastop. Detalii și comenzi pe igrastop.ro. Auzi, de voi acolo la București mai și învățați? Sau stați tot ziua pe calculator? Poate să fie o reclamă bună. Băi, foarte bună acum. Foarte mișto, da. Asta a fost prima reclamă care a îndrăznit să facă o trimitere către ideea de videochat, pentru că, sigur, noi fiind un popor pudic prin excelență, noi nu puteam să vorbim despre videochat, că și noi așa era foarte rușine. Da, temerari. Da. Nu știm ce aia, habar n-avem ce se întâmplă, de-aia au ajuns astăzi reclamele să explice ce înseamnă videochatul, că de fapt e vorba de o terapie, de psihoterapie, că sunt oameni care se simt singuri și care au nevoie de ajutor. E altfel decât credem noi că ar fi. Adică nu, e o lume singură care are nevoie să mai schimbe cu cineva o vorbă. Și până la urmă asta este și secretul. Cu cât schimbi mai multe vorbe, cu atât e mai bine pentru toată lumea. Și cum la psiholog poate să devină plictisitor. Plus că nu știi ce mai afli. Că la psiholog când te duci, tu te duci cu gândul că te supără doar ceva. Te-a pus să vorbești cu omul și... Plus că, ea sigur se dezbracă. Aici ți-a promis domnișoara că sunt îmbrăcată. Și nu vorbim de dezbrăcat. Nu despre asta e vorba. Noi, Best Studios, promovăm un alt fel de videochat. Un videochat îmbrăcat. Bă, e bine, nu vi se pare că e altceva? Mie mi se pare că e altceva, din punctul ăsta de vedere. E destul de curățică reclama, adică... Reclamele au devenit foarte curățele, dacă pot să zic așa, la videochat. Și acum, sincer, ca insight e foarte bun. Discuții de bărbați albi cu bani în vârstă să-mi bag pula, dacă nu... Exact asta ți-a pus să mor eu, dacă... Măi, nu, altceva? Să știi că reclamele la videochat au devenit curățele. Ei, dragă, dacă au devenit curățele. Îți iau eu crosele de la spălat? Da, exact. Știi ce îmi place cel mai mult la noua perioadă? Că toată lumea va sta în case și vor crește în casările online. Uite, mă așteptam să fie mai nebunie. Asta chiar vorbește cu fetele care stau singure în casă, tăbărâte de COVID. Țintită. Speriate, mă, până la urmă. Da. Tăbărâte de COVID. E, și abia acum venim frumos în prezent și chiar în viitorul apropiat, pentru că veți descoperi ceva ce are legătură chiar și cu noi ăștia care suntem din București. Părerea mea. Dacă locuiești în București... O să zic ceva? Da. Se pare că e bucuroasă că în sfârșit face mișcarea aia în ceva mai strâmb. Dacă locuiești în București, ești obișnuită să încălzești apa la aragaz. La noi, la WOW Agency... La ce? La WOW Agency. Agency?
Eu tot că ele sunt nimic. Agenții, wow! Te rog, micuțe. A zis agenții, nu? Sper că e o parodie la ceva, nu? Da, hai să vezi până la cap. O să vezi că linia e foarte fină, nu știu unde te duci, așa e, din barcă în barcă. Voi lași și văzut în pune, hai. La noi, la Wow Agency, poți face o baie caldă oricând dorești. Sau ai nevoie. Bă, m-aș duce și eu. Jur. Dar nu vezi că te văd vecine acolo cu alea trase. Unde să faci tu baie? Păi să îmi pune și săruri, eu mă duc. Că n-au scăriță. Doamne, poți să vii cu papucii mei? Wow Agency. Apă caldă la discreție. Dar nu crezi că e o glumă totuși? Băi, e parodie, nu? Parodie, cumva, da. Băi, e o trimitere către un alt reper cultural care înseamnă lipsa apei calde din București. Eu cred că la asta se referă. Și părerea mea e că în sfârșit Nicușor Dan ar putea în sfârșit să dovedească bucureștenilor că el se poate baza pe o echipă. Echipa, iată. Eu cred că are acțiune aici, n-are cum. Face parte din campania lui electoral, ceva e. Aici. E o trimitere. Da, n-are cum. Dacă locuiești în București, ești obișnuită să încălzești apa la aragaz. Micuțule, nu știu ce ai căzut așa, ești... Pentru că eu cred că vorbim despre o parodie și nu înțeleg de ce v-ați lansat așa pe o parodie. E o parodie, mă, sigur. Nu cred că e o reclamă la video. Și sigur, ai și centrală, aia e. Și am centrală, exact. De aia nu poți să empatizezi. Am centrală de 8 ani. Cum să nu fie reclamă la video chat? Schimbă cântecul nostalgic. Stai că mi-a intrat altceva de aici. Acum am văzut că mi-a intrat asta. Așa și intră un pic la o agency acolo. Wow, păi cum, adică, mă? Pe canal, intră pe canalul lor. Uite aici, pe canal. Așa, ea intră pe canal. Dar nu e parodie, e reclamă asta. Băi, ești nebun. E o reclamă făcută. Uite, mă, înseamnă că nu vreau eu să accept. La Wow Agency avem 20 de grade peste temperatura străzii pe timp de iarnă. Așa îmi pun eu ciorapii. Jur. Așa îmi pun eu ciorapii. Și ia ce pute acolo? Meșele. Își plec chiloții la uscat. Cu franjuri, bă, ați după discuție, după un videojet pasiv de 6 ore. La Wow Agency avem 20 de grade peste temperatura străzii pe timp de iarnă. Ce-s balea? Costume pentru ciori? Ce dracu? Serios, că par... Nu știu ce. Dar ceva franjuri au la final. Dar mă intrigă. Opa. Ori fi niște ciorapi cu franjuri. Poate de aia de să trag până sus așa. Habar și întrebare, wow, e agency. Nu și-a permis calorifere noi să-mi apulă. Exact, e din ăla cu... Te mai hârcâie când se... Dacă mă întreb pe mine, eu cred că e din adins făcut așa. E pare că e un calorifer electric ăsta. Hai mă, așa, vopsit, da, poate... ăla-i vopsit, mă. Uite-te și tu, ăla-i calorifer vopsit din bloc. Da, vechi. Pare vopsit, da, de la de fontă. Sunt în asentiment. Umblă cu calorifer vopsit, zici? Și sub 20 de grade pe timp de vară. Îmi place că aici pleacă un pic peruca. I-a sărit un pic pretor, da. Da, uite, asta iarăși, vezi, o abordare cinstită, că ei au, practic, au făcut aerul condiționat care bate în față, au făcut cu fionul. Da. Și după aia au zis, băi, se aude fionul și au zis, hai să lăsăm fionul. Bagă un cadru, da. Bravo lor, bravo, Wow Agency. De aici, așa, de la Andy Moisescu și din partea lui, felicităm Wow Agency. Și câți de da? Agenții. Dă-și niște da. Hai să întoarcem scaunul. Odată ce am ajuns la București, pot merge la Wow Agency direct cu metroul. Bă, și mișcarea asta așa. O să râdeți, bă, dar e o targetare absolut corectă, bă. Eu cred că e și o tactică minunată, pentru că asta o să ia metrou, orice fată interesată o să ia, se duce la metrou și în fața la metrou vede mașinile alea colandate, le știți? De la agențiile de videochat. Da. Și inoculează ideea că trebuie să fie mai bună decât versiunea ei de acum, ca să-și permită mașina aia, exact. Care e un Yaris căcăcios sau nu știu ce dracu e. Exact. Wow,
Ce cu drapelul arborat acolo așa? Au pus special pentru reclamă. Un pic, un pic de mândrie națională. Păi bineînțeles. Dar să știi că din ce știu eu, industria videochatului reprezintă o mândrie națională, pentru că știu că e una dintre cele mai bine dezvoltate din Europa, dacă nu o fi chiar cea mai dezvoltată. Hai fetele, hai, știi, ca la gimnastică. Ale noastre. Jucăm în galben. Dumnezeu a fost videochatist pasiv în seara asta. Da, e clar, e pentru sufletele pierdute, care de-abia au ajuns în București, nu știu de unde să înceapă. Da, pe vremuri erau niște reclame care îți promiteau marea cu sare, erau acolo, dar vino și îți dăm bani, genți, da. Ce e, mai, tot ce e sclipicios și îți place ție, te ducem, operații estetice, acum sunt, bă, apă caldă, da. Nu vrei să te speli. Da. Spălat ești, ajuns să ești. Știi care ar, fi fost, care ar fi fost o altă reclamă bună la asta? Să fie că la noi nu e blocul bulină. Că poți să fii, doamne ferește, în București. Deci la videochat și ajungi cu 7 etaje peste tine la un moment dat. Ne mai vedem peste 6 luni și eu cred că o să apară și asta. Banul îl iei. Dacă ești ascultătoare, fată mare, silitoare, și de suntem și prințese. De suntem și prințese, ghici ăsta de unde țiese. N-am cum să nu-l recunoști și să-l aplaud pe maestru Flic, domnul Rimă. Bravo. Și de suntem și prințese. De o ciorbă tot ne iese. Nu-mi place reclama asta pentru că e chiar denigrează femeia. E asocierea cu bucătăria prea așa. Prea pe față. In your face, dacă îmi permite. Da, exact. De când, mă, de când? Iară ne întoarcem cu femeia la cratiță. E adevărat că s-a discutat mult pe subiectul ăsta în publicitate, dacă îți dai seama. A început și în aia dinainte, de la Wow Agency, era cu cratița, dar nu se știe de ce. Da, da. Poate încălzea apă să-și pună în petul de 2 litri să doarmă cu el. Că e morcov voodoo. Problema e că ea încearcă să facă ceva foarte sexual, dar ea nu știe că noi bărbații când vedem asta nu ne place. Dar reclama asta nu vi se adresează vouă bărbaților, micuțule. Ce are dacă puși de o ciorbă, dacă tot stai și vorbești? Dar ce, mai că vorbești despre leguminoase? Poate e videochat pentru vegani. Te-ai gândit la asta? Uite pentru, asta. Sau pentru iepuri? Vrei, nu vrei? Banul îl iei. Deci atâta, doar simboluri falice și atât. Păi da, normal. Și tipa aia asta, că eu aș vrea să știu care e raportul între ele. Ai venit la interviu? Da, clar, așa. Okay. Eu așa am interpretat. Și doamna este probabil angajator, da? Manager sau ceva. Sau oricum face parte din top management. Face parte din conducere. E din clar, board. Da. E din board, da. Dacă ești ascultătoare, fată mare, silitoare, și de suntem și prințese, de o ciorbă tot ne iese. Bă, dar interpretarea, ce vorbim eu, Maya? Extraordinar, mă, n-ai. Maya the Goat. Maya. De ce asta cu și suntem și prințese, cu dovlecioiu? Da, chiar. Nu eu cred că asta e, cred că e o referință greșită la cenușarea asta. Da, da, și un fel de bostan ăsta. Da, pe la ele dovlecel bostan, na, e vorba doar de durerea de după, diferă. Și de suntem și prințese, de o ciorbă tot ne iese. E ciudat că pe vremuri umorul era involuntar. Și acum iată că umorul a devenit voluntar. Ceea ce îmi pune mari semne de întrebare, oare ar trebui să mai fac meseria asta dacă toată lumea poate să facă umor voluntar acum? Aici și nu dacă ai văzut voluntar. Și opțiuni de carieră acum? Scuze. Nu, aici nu pare umorul voluntar, pare mai mult o static, așa e ținut și make funny. Nu la ăsta, dar ce a fost până acum, la aia cu metro, aia a fost funny. Aia cu metro a fost funny. Eu zice că voluntar e mai degrabă tentativa, ci într-adevăr e, adică se vrea umor. Te simți amenințat, da. Micuțule? Bă, știi când a apărut Smenta?
Da. Aceeași amenințare o simt. ce era smenta? O pastilă pe care o luai la două zile ca să nu te ia căcare. La două zile? La două zile era program de șase. Auzi, dar aia nu cumva era smecta? A, smecta. Am crezut că e smecta mentolată, dar l-a lăsat, zic. Smecta, give me some more. Pentru că smenta, de câte știu eu, să nu zic o prostie, dar mi se pare că e chiar un creator de conținut. Acolo băteam. Bă, și smecta e un creator de conținut. Exact, da. Mi-am adus aminte, e șapa aia îngrozitoare, smecta. Șapa. Da, că tu pui în apă, se rup, da, jur, că lăsat o crămidă într-o apă, da. Da, dar chiar te ajut. în multiple moduri. Da. Cam împrăștiat discuția, dar... Așa e la început, bă, când te întorci după pauză, până să leagă, știi cum e. Adevărat că și tu ai vrut să spargi gheața cu noi. Trebuia să ții pe altcine. O, Vidu Lipan Țăndărică, ce faci? De ce nu l-ai luat să vă uitați la video? Ducu Berții. Da, domnul Ducu Berții, ce faci în perioada asta? Că e cald și în Canada. Serios. Ai luat carne de tun. Hai, pe cine mai salvăm? La ce podcast mai mergem, băieți?